Condițiile oferite de Asociația Integra Persoanelor cu Dizabilități Mintale au făcut obiectul vizitei desfășurate astăzi de către o delegație româno-germană. Onorantă pentru asociație a fost prezența la eveniment a Ministrului Protecției Sociale și Sănătății din landul german Saarland, Andreas Storm. Asociația de prietenie româno-germană din Saarland are o activitate de peste 20 de ani, dintre care în ultimii 3 ani a avut o colaborare foarte bună cu Asociația Integra. Era firesc să vin să văd roadele acestei colaborări, deoarece integrarea în societatea persoanelor cu dizabilități mentale este un obiectiv foarte important în Uniunea Europeană. Ne ajută, sunt alături de comunitatea noastră cu un voluntariat pe care noi l-am dovedit deocamdată doar în stadiu de pionierat, dar suntem și noi aici alături de ei și comunitatea trebuie să fie mai atentă la problemele reale și la problemele de care ONG-urile uită active se ocupă. Partenerii noștri ne susțin. Asta trebuie să spunem, ne susțin financiar ca să funcționeze centrul ăsta de terapie. Suntem foarte onorați, în schimb, pentru vizita care acum ne-o fac cu oficialitățile și din Germania și din România. Suntem onorați pentru atenție. Se pune în valoare astfel munca noastră, care este foarte valoroasă pentru comunitate, pentru că nu se poate nega faptul că peste tot în jurul nostru sunt oameni care sunt și altfel și trebuie integrați în viața noastră și pasul ăsta ne-l facilitează ajutoarele persoanelor care ne susțin. Vizita delegației germane va continua mâine pe Valea Mureșului, unde vor fi vizitate mai multe obiective. Vizita ministrului de astăzi este o cununare a activităților care au fost pe Valea Mureșului, atât a fundațiilor care ajută copiii, cât și a administrației locale din Lipova. Mâine vor vizita un cămin de bătrâni, o școală de copii și cred că asemenea acțiuni, dacă vor continua, cu siguranță noi vom câștiga foarte multă experiență din experiența colegilor din Germania. Saarland este unul dintre cele 16 landuri germane. Având puțin peste 1 milion de locuitori, se află în partea de sud-vest a Germaniei, la granița cu Luxemburg și Franța.